Mărturii cutremurătoare despre adevărate drame și tragedii din viața unor tineri ce au căzut în capcana drogurilor. Acum ei sunt foști dependenți de droguri și au venit să împărtășească experiența lor și altor tineri și să îi sfătuiască să evite pericolele oferite de mirajul substanțelor interzise. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a organizat o campanie de prevenție a consumului de droguri și altor forme de adicție, violență, bullying și trafic de persoane. Finanțată prin programul Erasmus Plus al Comisiei Europene, această campanie a inclus o caravană care a străbătut centrele universitare din întreaga țară. Caravana a poposit vineri la Iași. Evenimentul a avut loc în cadrul Casei de Cultură a Studenților. Ministrul Natalia Elena Intotero a fost prezentă și ea, susținând o conferință ce a avut ca obiectiv principal sprijinirea tinerilor. Campania Fără Bariere, tot adevărul despre droguri, își propune conștientizarea tinerilor și nu numai, conștientizarea părinților, a tuturor cetățenilor din România, cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri și alte forme de adicție. În cadrul acestei campanii avem parteneri, colegii noștri de la Teen Challenge. Marc este unul dintre foștii consumatori care a fost reabilitat prin susținerea specialiștilor și susținerea familiei în egală măsură, dar avem și tineri, foarte mulți, tineri de la universitate, dar și tineri care reprezintă România la ONU, cum este Ana Maria Lăzăruc. Așa că felicitări Iași pentru tinerii extraordinari pe care îi aveți și tineri care își doresc să facă parte din procesul de decizie și tineri care vor să fie ambasadorii acestui proiect. Există date furnizate de Ministerul de Interne, unde se spune că aproximativ 20% din populația României, din tinerii din România, nu neapărat populație, din tinerii care au fost chestionați, care au avut curajul să recunoască că ei au consumat odată. Dar poate sunt și tineri care nu au recunoscut. Deci date concrete foarte greu. Ce este foarte important? Ca statul român să urgenteze existența centrelor de adicție. Am început să consum la 14 ani, în mare parte datorită faptului că vedeam în jurul meu consum de droguri, am fost expus la asta ca orice tânăr din generația mea, aș spune. Mi s-a părut foarte atractiv, mi s-a părut ceva fain, am încercat, am văzut că îmi place, mult timp mi-a plăcut, câțiva ani de zile, primii 3 ani de zile am experimentat doar partea asta plăcută în ghilimele a consumului de droguri, fără să știu, fără să fiu conștient că o să urmeze și consecințe. Și bineînțeles, consecințele au fost cele care m-au făcut să mă las, am ajuns într-un punct în care eram dependent din toate punctele de vedere, am avut probleme cu poliția, am ajuns să fiu arestat, condamnat pentru trafic de droguri, pentru alte infracțiuni săvârșite tot în perioada de dependență, responsabil de un accident rutier grav, am ajuns să locuiesc singur, să mă izolez, fără relație cu familia, fără să fiu în stare să mă gândesc dincolo de ziua de mâine, pentru mine tot ce conta era de unde fac rost de bani și să mă droghez mâine și atât. Nu aveam planuri de viitor, renunțasem la școală, nimic bun nu s-a mai întâmplat cu viața mea până acolo, până la tentative de suicid. Am ajuns în ultimul punct și acolo am aflat pentru prima oară că se poate. În 6 ani de consum n-am întâlnit niciodată o persoană care să fi lăsat de droguri. Abia atunci am auzit pentru prima oară și am zis că n-am nimic de pierdut, am zis să încerc și am ajuns într-un centru Teen Challenge, într-unul din centrele noastre, unde timp de aproape 2 ani și ceva am învățat să trăiesc de la zero. Deci toată perioada de reabilitare, pe lângă dezintoxicare propriu-zisă, a urmat o perioadă absolut necesară de reabilitare în care a trebuit să învăț cum să-mi trăiesc viața fără droguri. Scopul principal al campaniei a fost de a transmite mesajul direct către publicul țintă și de a stimula dialogul și conștientizarea pericolelor la care tinerii se expun atunci când recurg la consumul de droguri și alte forme de adicție. Această inițiativă se dorește a fi una de impact în promovarea sănătății și siguranței tinerilor din întreaga țară.